Lovelies, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Isabela și astăzi vom avea un clip puțin diferit. M-am gândit să vă povestesc ce înseamnă machiajul pentru mine și de ce am ales să fac review-uri și tutoriale de machiaj pe YouTube. Știu că multă lume consideră că acest domeniu este unul superficial, care nu are o valoare deosebită pentru omenire, e doar tencuială, nu? Ceva ce creează așteptări false, costă mulți bani și nici nu aduce niciun folos nimănui. Nu e politică sau știință, dar machiajul este o parte foarte importantă din viața mea și fix de asta îmi doresc să împărtășesc pasiunea mea cu voi, atât pe canal cât și pe blog. Machiajul are puteri nebănuite asupra stării mele de spirit, pe bune, asupra modului în care mă simt în ziua respectivă, mă poate face să mă simt puternică, încrezătoare, frumoasă și pregătită să înfrunt lumea. Și, surprinzător sau nu, am diferite motive pentru care aleg să mă machiez. Spre exemplu, dimineața, chiar dacă mă trezesc târziu și sunt pe fugă și întârzi, totuși îmi rezerv 10 minute pentru mine, în care mă machiez, îmi beau cafeaua și ascult muzica mea preferată. Fond de ten, mascara, puțin blush și un ruj nude mă ajută să arăt mai fresh, să fiu îngrijită și să merg cu încredere la birou. Atunci când știu că mă așteaptă o zi lungă la muncă, știu că voi avea nevoie de energie, concentrare și inspirație și ultimul lucru pe care mi-l doresc este să mă gândesc la coșul de pe frunte, dacă mi se văd cearcănele, whatever. Știu că e superficial, dar contează foarte mult modul în care ne prezentăm în fața celorlalți. Impactează enorm impresia lor despre noi. Da, acum sunt gata, deci pot să-mi pun cercelușii. M-am îmbrăcat și mi-a rămas un pic de timp și pentru un Insta Story. Pentru mine machiajul poate deveni o armură uneori, un scut de protecție care îmi permite să redevin acea persoană ambițioasă, luptătoare și curajoasă. Pentru că, să fim serioși, toți avem zile proaste, lumea pare să se prăbușească în jur, nimic nu mai are sens și vrem să stăm în pat toată ziua triști și deprimați. Pe mine mă ajută să mănânc înghețată și să mă joc cu câinele meu, dar totuși nu e suficient și ar fi absurd să zic că un ruj intens ar putea rezolva această problemă. Dar pentru mine e primul pas spre o stare mai bună de spirit. Mă ajută foarte mult pe plan mental și mi oferă o doză de energie și dorința de a merge mai departe. Dar cine zice că produsele de machiaj sunt bune doar pentru camuflarea și corectarea problemelor? Mie mi se pare super distractiv și plăcut să te joci cu nuanțele, să testezi 15.000 de rujuri și, să nu uităm, să stai ore întregi cu nasul în laptop în căutarea unei noi palete de farduri cu nuanțe nude, pentru că niciodată nu poți să ai destule. Mi se pare fain să-ți rezervi toată după masa într-o sâmbătă și să stai să recreezi lucruri care îți plac, să încerci produse noi și să-ți murdărești toate pensulele și să trebuiască să le speli apoi. E o formă de artă și pe mine mă lasă să-mi exprim creativitatea, să mă joc și să-mi expun personalitatea și stilul personal. De ce să mă limitez să îmi aplic fardul lichid de ploape doar pe ochi, dacă pot să-l aplic și pe buze și să-mi transform complet look-ul, nu? Asta a fost videoul de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut, a fost un pic mai diferit decât ce ați văzut până acum pe canalul meu. Asta este a doua temă pentru școala de beauty vlogging by L'Oréal Paris. Ni s-a spus să facem un video în care să definim stilul nostru de vlogging, modul în care ne diferențiem. Îmi place foarte mult să vorbesc despre beauty, despre make-up, dar probabil lucrul pe care nu-l face multă lume pe YouTube este să meargă puțin mai departe. E vorba și de un strat psihologic, e vorba de niște lucruri pe care le facem dintr-un motiv sau altul și ar fi ok să le conștientizăm. Și cu astea fiind spuse, vreau să menționez că, deși îmi place enorm de mult să mă machiez și ați văzut în video până acum exact de ce și cum, vreau să vă zic că nu e nimic în neregulă să nu porți machiaj, să nu vrei să te machiezi și să nu vrei să-ți pui nu știu câte produse pe față. Dacă te simți bine în pielea ta nemachiată,
Perfect. Deci chiar mi-aș dori ca tot mai multe fete să se simtă bine în pielea lor, indiferent dacă au sau nu un ruj intens pe buze. Dar trebuie să recunoaștem că e o lume relativ superficială și ar fi cazul să recunoaștem măcar puterea machiajului și diferența pe care o poate face în starea ta de spirit, cum ziceam și la început. Așa că, da, cam asta a fost. Sper din suflet că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să mă votați, să vă las linkul în descriere. Și, da, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!